am reușit iarăși prin acțiuni, nu doar prin declarații, să realizăm obiective importante, ceea ce ține de relațiile noastre comerciale. We have managed to achieve by actions, not only by declarations, and a very important objective in trade conditions. Ora actuală avem peste 50% din comerțul exterior orientat spre Uniunea Europeană. Today we have more than 50% of the external trade oriented towards the European Union. Ar trebui să mai menționez că în cadrul procesului de integrare europeană avem și un cadru de acțiuni. I should also mention that in our European integration process we have a framework of actions. Suntem în proces de negociere a acordului de asociere. We are in full negotiations on the associations agreement. În plin proces de negociere a acordului care urmează să ofere cetățenilor Republicii Moldova regim fără de viză pentru Uniunea Europeană. We are in full process of negotiations on an agreement that will offer a visa-free regime for our citizens to travel to the EU. Și suntem în așteptare ca în perioada imediat următoare să începem negocierile în vederea semnării acordului de liber schimb cuprinzător și aprofundat cu Uniunea Europeană. And we are expecting in the immediate future to begin the negotiations on a signature of the comprehensive free trade agreement with the EU. Și am început într-o manieră energică negocierea în vederea semnării acordului prin aderarea Moldovei la spațiul aerian unic. And we have begun very energetically the process to sign the agreement of accession to the common aviation area. În această tribune, la microfon, când vorbesc pe aceste procese, mi se arată fiind așa ușoare. From this floor, when I speak at this microphone about these processes, it seems that they are very easy and simple. Persoane, cel puțin, care au uitat procesul pe care a trecut și Finlanda. And I know that there are persons who at least have not forgot the processes that Finland also passed. Nu este ușor. It's not easy. Costă. It's costly. Mai ales atunci când ești conducător unui partid politic. Especially when you are the leader of a political party. Asta e certitudine. It's definitely worth it. Și este necesar pentru țară, este necesar pentru cetățeni. And it's necessary for the country and it's necessary for the citizens. Acum dacă este să revenim la dimensiunea economică. Now we have to get back to the economic dimension. Putem privi Republica Moldova ca fiind o punte între vest și est. We consider the Republic of Moldova as a bridge between West and East. Iar toate cele procese despre care vorbeam vis-a-vis de liberalizarea regimului de vize, spațiul aviat comun, liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană. And all these processes that I spoke about, the liberalization of the visa regime, the common aviation area, the DCFTA, urmează să servească instrumentarul necesar pentru atractivitatea investiției. Must serve as a necessary toolbox for attracting investments. Și aici trebuie să menționez că Republica Moldova are un avantaj, având în vedere care regim liberalizat al comerțului, atât cu Uniunea Europeană, cât și cu țările Comunității Statelor Independente. Taking into consideration that it has a free trade regime with European countries and the countries from the CIS. Țara noastră este singura țară din parteneriatul estic care are aceste preferințe comerciale. Our country is the only country from the Eastern Partnership that has this preferential autonomous trade. Și totodată, în baza acordurilor bilaterale cu țările CSEE, acest regim de comerț liber. And also based on agreements with the CIS country, we also have free trade with them. Ceea ce ține de starea economiei. As far as the status of the economy. Noi am reușit în această perioadă de timp de 2 ani de zile nu doar să stabilizăm economia Republicii Moldova, dar să asigurăm și un trend de creștere sănătoasă, un trend de creștere sănătos al economiei. We've managed during this year, these 2 years, not only to stabilize the economy, but also to ensure a healthy growth trend of the economy. Recunosc că acest lucru a fost posibil nu doar grație eforturilor interne, dar și a sprijinului din partea partenerilor externi. Aici mă refer la Fondul Monetar Internațional, mă refer la Banca Mondială, mă refer la sprijinul pe care l-am primit din partea Comisiei Europene și altor țări donatoare. I must confess that this was possible not only due to internal reforms, but, efforts, but also due to the help from our external partners. And I
has mentioned the International Monetary Forum on the World Bank, the European Commission. Însă, în rezultat, trebuie să spunem că în 2010, mulțumită creșterea economică, în procente, din sânul deficit bugetar de 1,4%. Pentru ca să mențim acest trend, dar să îmbunătățim calitatea acestei creștere, este nevoie să atragem investiții. In order to maintain this trend, but also to improve the quality of this growth, we must attract investments. Pentru mine, ca și pentru colegii mei, aceste investiții nu reprezintă doar partea financiară. For me, as well as for my colleagues, these investments do not represent only the financial part. Asta înseamnă experiență. This also means experience. Certitudinea asta înseamnă piețe. And definitely this means markets. Către care urmează să se adreseze produsele care vor fi produse în țară. To which must be targeted the products which will be produced in the country. În acest sens, avem exemple. In this respect, we have examples. Pozitive. Positive ones. În Republica Moldova avem deja în prezent companii cu renume. In the Republic of Moldova, we have already the presence of well-known companies. Telesonere. Sonera este prezentă în Republica Moldova fiind acționar a companiei Molcel de telefonie mobilă. Telesonera este prezentă în Republica Moldova fiind the shareholder of our mobile telecommunication company Molcel. Orange, Lactalis, Suzuki, Draxel Mayer, Nau, Metro, Mabanaft. Orange, Lactalis, Draxel Mayer, Natural Gas. Și o serie multe alte companii. And a series of other companies. Care au făcut acest pas de investiție în Republica Moldova. Which made this step of investing into the Republic of Moldova. Sigur, au fost perioade când nu le-a fost ușor. Of course, there were periods when they had a hard time. Însă, rezultatul arată că a meritat. But the result is showing that it was worth it. Din experiența proprie. From a personal experience. Și sunt sigur toți cei care stau în această sală au experiențe similare. And I'm sure that all those present in this hall have this the same experience. Atunci când nu încerci, when you're not trying, nu ai cum să știi. You don't have any means to know whether you lose or win. De aceea vreau să vă asigur. That's why I'd like to assure you. Republica Moldova este pregătită pentru a primi investiții. That the Republic of Moldova is ready to receive investments. Mai mult decât atât, să trateze cu maximă atenție aceste investiții. More than that, to treat with maximum attention those investments. Pentru beneficiul reciproc. For the mutual benefit. Atât a investitorilor, dar cât și a Republicii Moldova. Of both the investors and the Republic. Și un element important al acestor investiții. And one important element of these investments. Care ține, dacă doriți, și de latura umanitară. Which is related, if you would like, to the humanitarian aspect. Ține de deschiderea noi locuri de muncă. It's related to opening new jobs. Ceea ce duce la menținerea oamenilor din Republica Moldova acasă alături de familie. Which leads to keeping people in the Republic of Moldova close to their families. De aceea, în încheiere, eu vreau să vă invit în Republica Moldova. That's why, in conclusion, I would like to invite you to